Bună România, bună seara dumneavoastră și invitațiilor noastre, bună seara Răzvan Zanfir. Bună seara Radu, bună seara tuturor. Momente tot mai spectaculoase în această coaliție care se desfășoară sub influența, sub imperiu, sub autoritatea lui Klaus Iohannis, momente din ce în ce mai spectaculoase. Ieri s-a venit cu acel prag spectaculos la abuzul în serviciu de 50.000 de euro, după care chiar în timpul emisiunii noastre s-a trimis o comunicare din partea mai marelui justiției din România, domnul ministru al justiției Predoiu. A zis, nu domnule, stați un pic, asta e o greșeală. Cât? 50.000? Nu, aoleu, acum văd. Domnule, trebuie un prag de ăsta minim, așa modic, să zicem 8.000 de lei sau 9.000 de lei, ceva pe acolo. Asta e poziția noastră a PNL-ului. Deși poziția PNL-ului fusese stabilizată de către cel care a adus amendamentul, care era un membru de vază al PNL-ului, președintele Comisiei Juridice din Senat. El a venit și a zis, domnule, prag 50.000 de euro, e de la PNL. Întrebat de vorbă, vă aduc aminte pentru cei care au deschis mai târziu aparatele, întrebat în legătură cu asta, zice, da, am primit și eu pe mail, de la cine a primit pe mail, a întrebat moderatoarea care purta o discuție cu dânsul. Nu știu să vă spun, am primit pe mail acel prag și așa a rămas. Și ieri, seară, după ce am terminat emisiunea, intră la știrile B1 TV purtătorul de cuvânt al Partidului Național Liberal, renumitul domn Ionuț Stroie, cu sau fără pantalonii pe dânsul, asta nu știm, n-avem de unde să știm și nici nu contează. Important este că a început să mușamalizeze subiectul de maniera următoare. Nu, ne-am spus foarte clar prin vocile mai multor lideri PNL astăzi că liberalii nu sunt de acord cu acest prag propus în Senat de 250.000. Știți foarte clar ce opinie a avut PNL și în trecut, nu s-a schimbat nimic. Noi, în momentul de față, suntem de acord cu opinia Ministerului Justiției, exprimată foarte clar astăzi și într-un comunicat public, anume existența unui prag de doar 9.000 de lei și este singura poziție oficială venită de altfel de la ministrul nostru de resort Cătălin Predoiu. Și legat de necesitatea unui prag, știți foarte bine, Curtea Constituțională a cerut prin două decizii să existe acest prag pentru această infracțiune de abuz în serviciu, pentru a clarifica și corecta legislația în vigoare. Decizia Curții este obligatorie și poziția PNL este la 9.000 de lei. În după amiază acestei zile, comunicarea publică s-a făcut de către ministrul Predoiu. Proiectul, de altfel, să știți, apropo de mesajele alarmiste ale celor care au vorbit înaintea mea, se află încă dezbatere parlamentară. Urmează să ajungă la Camera Deputaților, care este foarte decizional în această situație, și acolo se va modifica acest quantum care astăzi a trecut de Senat. Și la fel, vreau să demontez teoria conform căreia se stabilește un prag care dă liber la infracțiuni. Teza este total falsă, pentru că orice faptă sub valoarea acestui prag foarte, foarte mic pe care îl vom promova la Camera Deputaților, și orice faptă sub valoarea acestui prag constituie contravenție și se sancționează cu amendă mare și cu recuperarea integrală a prejudiciului. Dezbaterile în cadrul Parlamentului, știți foarte bine, de multe ori au avut foarte multe idei, s-au venit cu foarte multe propuneri. Cel mai important lucru este finalitatea acestor dezbateri, și anume decizia care se va lua la Camera Deputaților. Acolo se va da vot final pe această propunere legislativă, iar PNL și Ministerul Justiției susțin 9.000 de lei și suma maximă pentru valoarea acestui prag, mult, mult mai mică comparativ cu ce s-a avansat astăzi, 250.000 de lei. În primul rând are stilul ăsta așa de a împuținător așa din discurs când vorbește, pare că poate să se povestească și războiul din Ucraina ca nefiind mare lucru. Și a invadat și s-a cucerit zona respectivă, au explodat niște blocuri, au murit. Sunt într-adevăr oameni. Niște anexări teritoriale, dar discuțiile se poartă în continuare, nu e o premieră, a existat și anexarea Crimeei și acum sigur că da, pe zona Donbass. Ceea ce e însă important, momentul de față. Negocierile nici n-au început, dar există o solidaritate care, iată, ne bucură la nivelul european și al NATO. O revergorare, cum ar spune dacă s-ar fi dus la un bâlci, a acestei alianțe și, sigur,
cu armele convenționale, cu pierderi de vieți omenești, vom încerca să restabilim granițele legale ale Ucrainei și, bineînțeles, să împingem ocupantul înapoi în Federația Rusă. Explodați acolo? Nu trebuie totuși să dăm o mai mare importanță riscului nuclear decât o are în realitate. Pentru că bombe nucleare au mai fost date, poate vor mai fi date. Supraviețuit și Japonia a trecut peste așa. Uitați-vă puțin la modelul japonez, care poate chiar a fost oarecum motivat, aș putea spune, de acel atac nuclear, de a-și depăși condiția. Deci lucrurile sunt nuanțate și, într-adevăr, la Senat a fost vorba de un prag de 50.000 de euro, dar acum la Camera Deputaților l-am dus în 9 milioane, pentru că și Vladimir Putin a avut în plan o ocupație totală și vedeți că, desigur, ulterior, în Duma de Stat, s-a mers către o anexare exclusiv a regiunilor separatiste din vest. Asta este poziția oficială a partidului. Dar ce spectaculos și momentul ăla mi s-a părut splendid, momentul în care a zis, zice, dom'le, față de ce s-a auzit, 50.000 de euro, dom'le, aia chiar mi s-a părut. Dom'le, ca și când e ceva ce Aneta Sângeorzean, care purta discuția cu domnul Stroie, a vehiculat, ca și când dânsa a venit, Aneta, colega noastră, prezentatoarea de știri, a venit și a propus în Parlamentul României, noi, 50.000 de euro prag. Și dânsul a intrat cumva revoltat de această chestiune pe care colega noastră, Aneta Sângeorzean, a propus-o în Parlamentul României. Dom'le, 50.000, nu reprezentantul PNL-ului, care prezidează comisia juridică din Senat, a venit cu acel amendament despre care vorbește, pare așa că este. Și s-a venit cu acest amendament, mi s-a părut deplasat, deci nu se pune problemă de așa ceva. E o stare de mirare pe care o lasă, o dână de mirare pe care o lasă domnul Stroie, care mi se pare din ce în ce mai potrivit pentru funcția aceasta. Acum, dându-mi seama de ce inițiative are Partidul Național Liberal, îmi dau seama că e nevoie de un om ca domnul Stroie să vină și să vi le povestească pe acel ton pe care l-ați auzit un pic mai devreme, că n-ar fi mare lucru. Dânsul n-are o problemă în a se face de râs. Eu asta mă apreciat la domnul Stroie. Nu are o problemă cu chestia asta. Asta este o opinie. E o opinie și mi s-a precizez, n-are nicio problemă. Să o semnalizez ca atare, domnul Budeanu. Da. Mai mari Partidului Național Liberal, împreună cu mai mari PSD-ului și de la UDMR și de s-au adunat la Vila Lac cu ocazia nopții, să discute, noi știam că discută aceste probleme de tăierea pensiilor speciale. Între timp, văd că problema importantă a fost asta cu abuzul în serviciu și cu stabilirea acestui prag. S-au adunat acolo mai marile căpetenii ale țării și s-a discutat. Am auzit că a fost vorba acolo, în cadrul la Vila Lac, acolo s-a intervenit și cu domnul Bode, au intervenit mai mulți oameni care s-au adunat în jurul acestei probleme pe care o aveau de rezolvat. Surse din celor de la G4 Media au venit și au dat niște nume. Cine sunt cei care au iscat această situație pe care o vedem acum întâmplată? Cine sunt numele acelea pe care ar trebui să le nominalizăm? Cine sunt oamenii care au produs așa ceva, domnule? Stai și te uiți și te gândești, domnule, cine sunt producătorii acestei idei? Și când l-am văzut pe domnul Bode, mi s-a mai iluminat un pic. Da, domnule, e ceva ce ar gândi și domnul Bode. Uite, domnul Predoiu, în schimb, pare că dânsul a fost cel care a dat până la urmă tonul, zic cei de la G4 Media, conform surselor lor, la 50.000 de euro. Dar s-a discutat un prag și mai ridicat. Zice Dan Tăpălagă de la G4 Media că s-a plecat de la 100.000 de euro. Și așa practic s-a ajuns la 50.000. Informațiile jurnalistului Dan Tăpălagă, potrivit cărora, Kelemen Hunor ar fi zis, mă, hai să nu fie nici prea mic, nici prea mare. 100.000 de euro. De acolo s-a plecat. 100.000 de euro. După aia au zis, mă, totuși, 100.000, există și oameni care cred că-s bani mulți ăștia. Dar astea sunt sursele pe care le invocă jurnalistul. Kelemen Hunor a negat că ar fi propus așa ceva. A zis 100.000, abia pot să număr. A apărut atâția acolo, bani, da, păi să-i consideri irelevanți. La ședință văd și un Marian Neacșu, ceea ce e important de menționat. Important de precizat. Deci, practic, nimeni nu-și asumă nimic, nimeni nu comentează absolut nimic. Sunt niște informații obținute pe surse PSD-iste, potrivit cărora, iarăși, ar fi fost domnul Predui în spatele acestui prag, dar ar fi zis, nu-l propun în clar. Vă dau eu un SMS și voi votați. Pentru că, pe de altă parte, dacă domnul Predoiu e cel care a propus pragul de 50.000 de euro, trebuie să reamintim că domnul Predoiu e cel care a propus și pragul de 9.000 de lei a doua zi. Deci lucrurile nu sunt destul de clare. O să încercăm să stabilim o legătură telefonică. Domnule, am încercat-o. Să vedem reacția. După ce am văzut reacția, am zis, da, domnule, e cam drastică, ne complicăm. Pune-l, domnule, iartă-mă, cât e și așa. Dar pare că s-a încercat un pic. Că poate oamenii nu s-au atins, că poate s-au luat cu războiul din Ucraina. Poate sunt și alte subiecte, protestele din Franța. Poate că nu se... Dar uite că nu s-a putut. Pe de altă parte, ce mi-a atras atenția, uite, Ciolacu
ar fi ajuns mai târziu la Vila Lac împreună cu Alfred Simonis după discutarea subiectului referitor la abuz. Deci, acum pare că Ciolacu n-ar avea o participare la acel moment, conform acestor surse de la G4 Media, dar mi se pare mult mai grav faptul că a venit, deci am înțeles, n-a participat la discuția despre abuzul în serviciu, dar faptul că a venit cu Alfred Simonis mi se pare că e totuși și mai grav. Deci cred că ar fi preferat să fi participat, dar să nu fi scris cei de la G4 Media că ar veni cu Alfred Simonis. De ce, domnule, e liderul de grup de la Camera Deputaților. Bun. Haideți să încercăm totuși să stabilim o legătură telefonică cu cineva de la PNL. Vă spun, zilele acestea e destul de dificil. Da. Tot sunat așa la senatori. Nu sunt foarte interesat. Să cred că cineva și-a luat inima din să stea de vorbă. Hai să vedem dacă ne ajută colegii cu această informație, cu cine vom discuta. Da. Domnul sunăm chiar acum la liderul de grup al Partidului Național Liberal de la Senat, domnul senator Daniel Fenichiu, care înțeleg că a confirmat că dorește să comunice pe acest subiect, ceea ce e foarte bine, e liderul de grup. Și spunem bună seara. Bună seara, domnule senator. Bună seara. Vă mulțumim că ați acceptat invitația noastră. Păi la ce frumos vorbiți de mine, aș putea să refuz? Nu se poate, adică mie îmi place. Faceți o misiune extraordinară, mă faceți vedetă. Nu pot refuza așa ceva. Știu, dar și dumneavoastră faceți niște legi spectaculoase, le retrageți ulterior. Adică nu e echilibrat. Asta e dovada faptului că sunt om rațional. N-ați spus-o niciodată. Faptul că faceți o lege care după aia o retrage, trebuie retrasă. Nu. Fac o lege și în momentul în care constat că nu coincide cu voința majorității celor care se exprimă sau apar critici la care eu nu m-am gândit, iau măsura de rigoare firească și o retrag. Uneori o retrag pentru că dacă trei îți spun, du-te acasă că ești beat, e normal să ții cont de treaba asta, alte ori îmi dau seama că nu este momentul, în orice caz încerc pe cât posibil să respect voința cetățenilor. Nu întotdeauna un argument de la care pornești tu poate fi suficient de convingător și cred că trebuie să ne uităm foarte mult și în societate. Dacă societatea nu vede cu ochi buni o anumită lege sau o anumită prevedere, cred că e cazul să te uiți și la cei care te-au ales și la cei care trebuie să aplice legea respectivă. Domnul Fenechiu, dar senzația De-aia v-am criticat. Da. Că nu vedea nimeni cu ochi bun legea aia anti-ONG. Și ați ajuns la concluzia că e mai bine să o retrageți. Deci, critica a fost până la urmă. Deci până la urmă ați ajuns la concluzia noastră. Că nu-i... Păi m-am gândit că pe viitor să vă întreb pe voi. Vă trimit proiectele, voi îmi spuneți da sau nu, nu mai mă duc la... Păi bine ar fi să existe o transparență publică și la care să participe societatea civilă. Presa, mai ales că ne cunoaștem de mult, nu mai mă duc la Consiliul Legislativ. Mă adresez... Păi Consiliul Legislativ oricum dă un punct de vedere pe forma legii, nu stă să se pronunțe el pe fond, mă gândesc. Uneori, de alte ori nu. Mai depășește și el atribuțiile. Mai e și o altă decodificare a situațiilor de genul acesta, și anume faptul că ați încercat-o și n-a mers până la urmă, ați văzut că s-a mobilizat opinia publică și atunci o retrage. Dar nu despre acea propunere legislativă vrem să vorbim, ci despre subiectul care atrage atenția asupra Partidului Național Liberal, acest prag care inițial a fost validat în Senat la nivelul de 50.000 de euro, și ulterior a coborât la 9.000 de lei în urma poziționării ministrului Justiției, domnului Cătălin Predoiu. Dar nu reușim să stabilim, și a rămas acest subiect deschis, nu reușim să stabilim paternitatea pragului la 50.000 de euro. Cine a avut această inițiativă? Pentru că ea este criticată de mulți comunicatori ai Partidului Național Liberal. Ori Partidul Național Liberal își critică propriile propuneri sau a venit din altă parte? Păi o să vă explic. Multe lucruri s-au devoalat, unele le știam, altele le-am aflat și eu. Așa cum bine știți, declararea care ne consumă textului de la abuzul în serviciu e de vreo 7 ani. 7 ani de zile în care s-a vorbit, dar nu s-a făcut absolut nimic. Momentul 2 este că în PNRR este inclusă ca obligația României adaptarea codului penal și a codului de procedură penală la deciziile Curții Constituționale. Momentul 3 este momentul în care Ministerul Justiției trimite propunerea de modificare a codurilor în Senatul României ca primă cameră sesizată. Și aici apare prima problemă. În propunerea pentru abuzul în serviciu nu apare pragul, deși Curtea Constituțională prin 2 decizii ale Curții vorbește de un prag și în mod normal, în momentul în care ai
obligație de PNRR să adaptezi codul la deciziile curții, trebuie să pui și un prag. Aici dați-mi voie să intervin cu un prag, domnule Fenechiu. Nu zice totuși două lucruri, nu zice Curtea Constituțională, așa cum zice ea. Nu zice, în primul rând, e musai să fie prag, zice, ar trebui, dar nu e totuși să fie mult. Și în al doilea rând, nu stabilește pragul acesta, care era destul de înalt. Adică, până la urmă, dacă vă simțiți încorsetat de decizia CCR-ului, puteți pune un prag modic, până la urmă. Domnule, dacă trebuie neapărat, sunt pune perfect un de acord cu dumneavoastră pe abordare și pe faptul că există principiul disponibilității în care pot stabili pragul un leu sau altul. Deci n-am o problemă. Uh-huh. Dar m-ați întrebat da. Cum s-a ajuns aici. Da. Timpul a trecut și ne-am trezit în situația în care proiectul de lege înaintat de către Ministerul Justiției de Guvern ajungea la forma de adoptare tacită. Cum în România există o problemă cu bicameralismul, au existat niște întâlniri, niște ședințe ale coaliției, două în ultima perioadă, în care s-a discutat despre pragul, despre aceste legi, despre pensiile speciale, că au fost mai multe, dar s-a discutat și despre problema abuzului serviciu și a pragului. În discuțiile care au avut loc acolo, la care eu n-am participat, la ultima n-am participat să nu eram în țară, la Vila Lac, că s-a discutat de elemente comparative de stabilirea pragului. Și în discuție s-a ajuns la pragul de la evaziunea fiscală, care este 50.000 de euro. Înțeleg din ceea ce a apărut în spațiu public de la mai mulți colegi care au fost implicați mai mult sau mai puțin, că în ședința de duminică coaliția a decis ca MJ-ul să vină cu o propunere în sensul ăsta, așa ne spune președintele UDMR, care a menționat oricare a participat la acea ședință și două declarații astea și ne spune. În coaliție am decis să se facă un amendament care să fie promovat în Senat. O să-i rog pe colegi să ridice puțin nivelul sonorului, pentru că nu vă auziți suficient de clar. Bun. Eu am deci, mă auziți mai bine acum? Da, vă auzim perfect acum. Da. Bun. Deci, Calamen Hunor spune, în ședința coaliției au fost mai multe cifre avansate și s-a lăsat ca MJ-ul să facă o propunere pe care să o înainteze un amendament. Da? În cursul lunii de luni, ne spune președintele Comisiei, zice Cristi Niculescu Țăgărlaș, a venit propunerea de amendament. Da? În cursul zilei de marți, la ședința Comisiei Juridice, a fost dezbătut atât proiectul pensiilor speciale, cât și modificarea codului penal și codului de procedură penală, da? S-au discutat, s-au stabilit diverse lucruri și s-a stabilit ca miercuri dimineață înaintea plenului, la ora 9, să se mai facă o ședință a Comisiei Juridice, dacă mai sunt diverse nuanțe. Da? N-au mai existat alte nuanțe, iar forma propusă a amendamentului, cel cu 50.000 de euro, a fost prinsă în raportul Comisiei Juridice, care a fost înaintat în plen. Deci cine a propus 50.000? N-am înțeles. Cine a propus suma asta, 50.000? Cine e? Deci, eu v-am spus cât se poate declara. Da, deci, da. Calamen Hunor declară sus și tare că în ședința coaliției s-a discutat despre stabilirea pragului și s-a stabilit ca MJ-ul să facă amendamentul. Așa. În aceeași ședință a coaliției s-a discutat de un prag comparativ cu cel de la evaziunea fiscală. Așa. La evaziunea fiscală, dacă faci o evaziune fiscală până în 50.000 și acoperi prejudiciu, este contravenție. Dacă faci o evaziune fiscală mai mare de 50.000 sau repeți în viitorii 5 ani o infracțiune de acest gen, atunci nu mai beneficiezi. Da. Deci cine? Calamen Hunor a propus? Că s-a discutat. N-a propus Calamen Hunor. Coaliția a agreat ca Ministerul Justiției, în coordonatele discutate, să facă acel amendament. Deci Ministerul Justiției a propus pragul de 50.000 de euro. Ministerul Justiției i-a trimis pe mail acest amendament președintelui Comisiei Juridice din Senat. Astea sunt informațiile pe care am aflat și eu. Deci, că noi am încercat să stabilim o legătură cu domnul Țăgărlaș, nu s-a putut, dar dânsul a vorbit cu cineva la un moment dat la un alt post de televiziune și a spus că le-a primit pe mail și le-a însușit. Dar a fost întrebat, cine vi l-a dat pe mail? Că poate era spam. Deci, eu vreau să vă spun că am văzut deci Ministerul Justiției de ieri. Da. Cristi Niculescu Țăgărlaș, în ciuda observațiilor extrem de frumoase despre el, este un avocat onorabil, un avocat care face cinste profesiei de avocat și un om care niciodată n-a făcut jocuri proprii. Deci el n-a făcut altceva decât să respecte o decizie a coaliției care a stabilit să existe un prag și a primit un amendament despre care el a avut certitudinea, convingerea că este decizia coaliției. Păi da, nu știa de unde l-a primit pe mail, că acolo a apărut problema cu domnul Țăgărlaș, că a spus, am primit un mail, dar nu știu de la cine. Nu, n-a spus că nu știe de la cine. El a spus că a primit mailul. Ba nu, așa a spus.
Domnule senator, am urmărit intervenția, dacă vreți o decupăm și o redifuzăm. A spus în felul următor: nu mai știu de la cine, dacă vreți verific și o să revin eu. Ăsta era dialogul său pe Digi24, a rostit aceste vorbe. Lucrurile au fost clarificate între timp. Nu cred că are rost să ne întoarcem la lucruri care au fost clarificate. Deci s-a clarificat că de la Ministerul Justiției. Deci domnul Predoiu. Bun, în ședințele Comisiei Juridice au participat 6-7 reprezentanți ai Ministerului Justiției, da? Secretari de stat, specialiști și așa mai departe, da? Chiar dacă propunerea n-ar fi fost a lor, în momentul în care marți s-a discutat de pragul de 250.000 și miercuri a fost concretizat, dacă exista o opoziție, în momentul ăla s-ar fi opus. Guvernul ar fi venit să stați puțin că nu e așa. Deci eu vreau să vă spun următorul lucru. Din punctul ăsta de vedere a fost o decizie a coaliției, amendamentul a fost agreat, da? A fost înaintat Comisiei Juridice, iar Săgărlași n-a făcut altceva decât ce trebuia să facă un președinte de comisie politic, să-l pună în discuție și la vot. Domnul Fenechiu, noi nu luăm pe domnul Țăgălaș ca fiind ceva important. Sigur, suntem în aceeași ordine de idei cu dumneavoastră. Domnul Țăgălaș e doar un transmițător, nici politic n-are vreo implicație, n-are nimic de pierdut. Deci, practic, nu mi se pare, asta am explicat și ieri. Ce mi se pare totuși semnificativ, uite, aș pleca în continuare cu de la acest punct pe care l-a semnalat dumneavoastră, 50.000 de euro pragul, pus în echilibru cu cel de la evaziune fiscală. Ori la momentul în care s-a stabilit chestia asta la evaziunea fiscală, păi era ceva ce PSD-ul a stabilit și era ceva foarte rău. Mi-aduc aminte discuția noastră cu domnul mitralier Rădulescu. El a venit cu această situație de viață, spunând că, domnule, până la urmă 50.000 de euro. Dar în momentul în care te prinde că ai făcut evaziune de 50.000 de euro și dai banii înapoi, te-a prins și asta este, nu există niște consecințe penale. Nu e ceva în neregulă, adică nu cumva încurajezi în felul ăsta evaziunea fiscală, dacă cel care o face până la 50.000 de euro n-are nimic de pierdut altceva decât să dea banii înapoi, sigur cu un plus de câțiva, mă rog, cu amendă. Da. Eu pot să vă exprim un punct de vedere, nu al Partidului Național Liberal, ci al lui Daniel Fenechiu. Dacă vă interesează. Vă rog. Pe tema asta. Deci eu sunt un om care am în spate 27 de ani de avocatură, dintre care 17 ani de avocatură penală în instanță. Am și astăzi, sunt acționar într-o firmă de avocatură care prestează servicii pentru oamenii care au nevoie de servicii. Și vreau să vă spun așa, și în calitate de om politic. Politica penală în România o face de regulă Ministerul Justiției și Ministerul Public. Ei sunt cei care îți propun soluțiile de politică penală, pentru că ei sunt cei care au toate datele și care, de principiu, cunosc cel mai bine care sunt strategiile care trebuie urmate. Treaba politicului este să stabilească niște jaloane. Și aici avem două jaloane. Mă scuzați, ca să fie clar, a spus cumva că politica o face Ministerul Public? Ministerul Justiției și Ministerul Public, da. Adică procurorii fac legile în România? Nu, procurorii pe zona de justiție sunt cei care stabilesc care sunt necesitățile urmăririi penale și păstrării echilibrului. Eu credeam că legile le face Parlamentul. Îmi spuneți că le face guvernul împreună cu procuratura. Ok, dumneavoastră știți că legile le face Parlamentul. Așa scrie în Constituție, nu așa știu eu. Deci eu vă spun următorul lucru și îl știți. Probabil că în momentul ăsta ați luat-o așa ușor ca să mă încurcați mine, dar nu merge. Nu vrea nimeni să vă încurce, vrem doar niște răspunsuri. E interesant dacă ne spune liderul grupului senatorial al partidului aflat la guvernare că politica penală într-o țară e făcută de un minister împreună cu parchetul și nu de către Parlamentul României. Un minister împreună cu parchetul au datele necesare. Sigur, datele vi le pun la dispoziție și dumneavoastră faceți politicile. Și sugerează anumite politici sugerează. Care își le doresc. Am Eu înțeles. Ca parlamentar fac o inițiativă legislativă sau o face guvernul, iar ea în momentul în care vizează aspecte de organizare judiciară sau de natura celor... Nu asta a spus mai devreme. Nu, mai devreme a spus că politica penală în țara asta o fac Ministerul de Justiție și Ministerul Public. Și Ministerul Public. Pe Ministerul Public înseamnă parchetul. Cum, doamne iartă, parchetul face legea în țara asta? Când am spus că politica penală înseamnă în primul rând o strategie. Înseamnă în primul rând niște propuneri pentru combaterea fenomenului infracțional. Da. Bun, dar ce vreți să ziceți? Propuneri, vă pun informații la dispoziție, responsabilitatea este exclusivă a Parlamentului. Sigur că da, dar tot ce fac eu ca senator, tot ce face un coleg al meu deputat și tot ceea ce face Ciucă ca prim-ministru sau Predoiu ca ministru al justiției, se duce la CSM de unde trebuie să obțin un aviz. În momentul în care CSM-ul îmi dă un aviz negativ cu o propunere, da.
Da? Toată societatea civilă iese în stradă și spune, domnule, stai puțin, n-au ținut cont de ce a spus CSM-ul. Deci, din punctul ăsta de vedere... Deci, știți că nu prea s-a împiedicat de avizul CSM, ministrul dumneavoastră Predoi. Vreau să vă spun că cam toate lucrurile care le-a făcut au fost prezentate CSM-ului și au mers pe avize favorabile cu observații. Nu cred că Predoi... La șefa DICOT, propunerea pentru DICOT, avizul e negativ. Dar înțeleg că se insistă. S-a legiferat? Mhm. Domnul Fenechiu, dar ce vreți să spuneți cu chestia asta? Că am plecat de la punctul în care vă întrebam dacă e în regulă discuția despre evaziunea fiscală până la 50.000 de euro. Încercam să vă explic. Vă rog. Că, din punctul ăsta de vedere, în baza datelor furnizate de MJ și de Ministerul Public, da, un legiuitorul poate avea anumite perspective, anumite tendințe. Există varianta în care îi arestez pe toți care au încălcat legea. Să există varianta în care merg pe recuperarea prejudiciului și încerc să îngustez sfera răspunderii penale în ceea ce privește anumite tipuri de infracțiuni cu conținut economic. Da? Cum e cazul evaziunii fiscale. Cred că și în această situație s-a mers pe varianta că a avut un serviciu prioritatea să fie recuperarea prejudiciului la consecințele abuzului în serviciu, unde ele sunt până la o anumită cifră și au stabilit 50.000 de euro, acolo să fie doar contravenție când se întâmplă o singură dată, urmând ca dacă în 5 ani de zile omul mai face o faptă de evaziune fiscală chiar și de un leu, în momentul ăla să apucă și răspunde penal. Și aș vrea să vă întreb, domnul Fenechiu, ca să lămurim un pic, să fim un pic mai tranșanți cu această situație în care ne aflăm, pe vremea în care despre pragul abuzului în serviciu se discuta cu Iordache, dumneavoastră ce poziție aveați atunci? Poziția mea în momentul respectiv a fost o poziție împotriva stabilirii unui prag, dar poziția mea a fost determinată și cu siguranță știți foarte bine, inclusiv de faptul că un om politic care avea niște probleme legate de abuzul în serviciu și care făcea obiectul unei proceduri judiciare, făcea o lege ca să scape. Deci era o lege pentru o persoană. Legea pentru o persoană, da, care a picat datorită faptului că au ieșit zeci de mii, sute de mii de oameni în piața Victoriei, pentru care și eu, da, care a picat, a picat și în timp Curtea Constituțională s-a pronunțat pe abuzul în serviciu, a cerut un prag, s-au făcut niște analize și v-am spus, există două variante. Există varianta, ai făcut un abuz în serviciu cu un prejudiciu de 2 lei, te duci în judecată, ești cercetat penal, urmărit penal, trimis în judecată, condamnat, sau stabilești un prag mai mare, dacă recuperarea se face anterior momentului în care parchetul clasează... Dar ca să simplificăm puțin pentru telespectatorii care poate nu sunt pasionați de tehnica legislativă, ne-ați putea spune care e diferența între Ordonanța 13 și legea în forma în care ați votat-o ieri la Senat? Sunt mai multe diferențe. Câteva. Prima diferență este legată de faptul că legea care am votat-o ieri nu era o lege care să se aplice unui om, nu era făcută ca să salvăm un om de pușcărie. Nici Ordonanța 13. Teoretic nu era. În motivare nu era așa. Da. Stai că n-am înțeles ce a spus domnul Fenechiu. Vă rog? Ordonanța 13 era făcută pentru Dragnea. Scria acolo în textul ordonanței? Pe textul ordonanței Dragnea scăpa. Știu, păi, da. pe textul legii de ieri scapă alții. Asta înseamnă că ați făcut-o pentru cineva anume? Haideți să fii serios. Ce mă interesează pe mine? Care sunt diferențele între ordonanța 13 împotriva căreia ați ieșit în stradă și forma legii așa cum ați votat-o ieri, nu că era făcută pentru Dragnea, că poate aici aveți unul la PNL pe care vreți să-l scăpați. Aia este principala diferență. Păi nu e aia, nu e o diferență, aia e o speculație a dumneavoastră. Conținutul legii e același. Conținutul e același. Speculați că ar fi fost făcută pentru Dragnea, vă dăm dreptate, e și speculația noastră, dar noi mergem mai departe și speculăm că și pragul de 50.000 era pus pentru un coleg dintre ei dumneavoastră, nu? Păi dacă îmi indicați colegul, pot fi de acord. Păi de ce trebuie să vă indic? Vă spun că e unul anume. Oameni buni. Dintr-o sucursală a PNL, nu-l știți dumneavoastră. Haideți să fim serioși, că și PSD-iștii spuneau că nu-i pentru Dragnea legea aia, ordonanța 13. Oameni buni. USR acum o să intre și o să spună că e pentru un coleg dintre ei dumneavoastră. Okay. Deci spuneți-ne în conținut concret ce diferă, nu ca principiu că dacă era pentru Dragnea e rău, dacă e pentru mai mulți hoți e bine. Că pare că abia acum e cu dedicație pentru Dragnea, că acum dacă a dispărut Dragnea, legea era bună. Și înseamnă că, într-adevăr, acum e... Pare că v-ați opus ordonanței 13 doar ca să nu scape pe Dragnea. Și asta nu că ordonanța era greșită. Și asta e grav. Da. Deci
Acum, povestea e următoarea. Cu voi doi e greu să vă convingă cineva când ați pornit pe o anumită linie. Nu. Noi punem niște întrebări. Telespectatorii trebuie convinși. Nu noi. Eu nu am convingerea că am dreptate sau că noi avem dreptate. Eu v-am spus că există două viziuni. Există viziunea în care ai un abuz în serviciu cu un leu sau cu 1000 de lei sau cu un salariu minim, cum spune USR-ul, sau cu 9000 de lei, cum spune astăzi Predoiu. Da. Uh-huh. Și în situația asta te trimit în sau cu 250.000 de lei, cum am votat noi în Senat. Cum a spus tot Predoiu. Tot Predoiu și Padoa. Deci fie cu prag de 9.000 de lei, cum a spus Predoiu, fie cu prag de 250.000 de lei, cum a spus tot Predoiu. Da. Deci în ipoteza asta, te trimit în judecată fără să conteze că e un leu sau nu știu cât. Există a doua ipoteză în care stabilești un prag și spui așa: dacă efectul unui abuz în serviciu este până în 50.000 de euro, procurorul verifică situația respectivă, te obligă să plătești prejudiciu și îți aplică o sancțiune contravențională care e tot o sancțiune. Uh-huh. Se merge gândându-se pe ideea recuperării banilor la bugetul de stat. Dar care e diferența față de ordonanța 13? Că asta n-am zis. Că asta prevedea și ordonanța aceea. Eu v-am spus că principala diferență este că asta n-a fost făcută cu dedicație. Asta e o chestiune subiectivă, asta spuneți, dar nu puteți demonstra. Spuneți-mi pe textul legii, care e diferența? Nu știu, această propunere legislativă n-a fost făcută de mine. Această propunere legislativă este nimic altceva. Nu. Această propunere legislativă este un proiect al Guvernului, un angajament în PNRR care spune adaptați toate deciziile curții constituționale, da? Haideți să fim serioși, cu un euro se putea face. Deci, de ce era în neregulă ordonanța 13 și e în regulă legea în forma votată ieri? Și să nu revenim la subiectul Dragnea, că e o părere a dumneavoastră. Nu puteți demonstra. Nu scrie în motivarea legislației. Ăla a fost lucru deranjant. Dar deci legea era bună, domnule? Legea era bună dacă nu era cu dedicație pentru Dragnea? Dacă ar fi urmat un proiect, dacă ar fi urmat un traiect de dezbatere, de argument și ar fost susținută politic, ar fost susținută de ministrul justiției din vremea respectivă cu argumente care să țină de o politică penală pe care o propune ministerul, putea fi bună. Pentru că scopul... Deci ordonanța 13 putea fi bună dacă Iordache ar fi știut să comunice cum trebuie. Nu, dacă nu era făcută pentru Dragnea. Dom'le, dar asta e o chestie subiectivă, mă refer la textul legii. Dragnea era șeful PSD-ului, partidul care a inițiat legea aia, să mă ierte Dumnezeu. Păi, dar sunt colegii dumneavoastră de guvernare, care e problema cu PSD-ul? Nu, discutăm de o situație... Premierul Grindeanu de la ordonanța 13 este vicepremierul pe care îl susțineți în guvernul actual. Deci, care e problema cu PSD-ul? Ce vă deranjează la PSD? Nu mă deranjează nimic în momentul ăsta, în această discuție, pentru că în această discuție suntem toți în aceeași ciorbă, da? Contează în momentul ăsta mai puțin faptul a cui a fost propunerea. Contează foarte mult a cui a fost propunerea. Pentru că, știți, am citit din Rareș Bogdan niște fragmente astăzi. Spune că a fost cea mai rușinoasă zi din viața sa politică, că așa ceva nu poate fi tolerat, că sunt niște lași cei care au propus-o. Au vorbit chiar de nesimțire la un moment dat, adică cuvintele sunt apăsătoare, să știți, și e liderul grupului dumneavoastră din Parlamentul European, e prim vicepreședintele partidului. Adică nu e o chestiune relaxată aceasta aproape. Ieri a fost, domnul Fenech, numai o secundă ca să vă dea citatul exact și dumneavoastră și telespectatorilor. Ce a zis Rareș Bogdan? Cum a zis? A fost, cred că pe contul de Instagram. Ea mai contează. A zis undeva. El a fost cea mai rușinoasă zi din... El a fost cea mai rușinoasă zi de când am intrat în nenorocita asta de politică în urmă cu 4 ani. Nu credeam că voi trăi să văd cum ordonanța 13 este reinventată cu sprijinul și concursul unor oameni din propriul meu partid. Neinformați sau lipsiți de o informare minimă. Niciun for statutar al PNL nu a luat o astfel de decizie și nici Consiliul Coaliției în formatul său firesc, zice domnul Rareș Bogdan, uitați asta, aveți postarea pe ecran. A fost o mizerie fără seamă. O mizerie fără seamă, spune. E că participă. Okay, eu sunt de acord. Deci, hai să vă spun, repet, aici e o problemă de politică penală și de abordare și de asumare. Există oameni care spun, bă, frate, ai făcut un abuz în serviciu cu un prejudiciu de un leu, trebuie să fii cercetat, trimis în judecată și așa mai departe, da? Nu contează valoarea prejudiciului. Există alții și în lumea juridică românească sunt foarte multe opinii, da? De la oameni care nu sunt în politică, de la oameni care nu au interese, care spun, pe de o parte, că acolo unde prejudiciul este mic, este inutil să cheltui banii statului pentru o instrumentare de dosar penal, și alții care spun că principala preocupare este să recuperezi bani
Da, da, ieri ați spus un prag mai mare decât la ordonanța 13. Nu putem considera asta o notă de subsol a istoriei politice. Ieri Partidul Național Liberal a propus un prag mai mare decât la ordonanța 13, iar la ordonanța 13 haideți să vedem ce a ieșit o Românie întreagă în stradă. Sunt de acord, pentru că Dragnea vrea să scape. Deci problema e doar Dragnea. Deci pare că abia acum e cu dedicație ce se întâmplă. Am înțeles. Deci, practic, gata, e clar. Era, deci practic faptul că atunci contestați acea lege, o contestați cu dedicație. Așa. Da. S-a spus, am văzut că toate atacurile... Bun, eu nu, haideți să repet un lucru. Politica penală se o propune Ministerul Justiției. Din punctul ăsta de vedere sunt argumente și în o parte și în alta. Eu nu apăr pragul de 250.000. Nu apăr pragul de 9.000. Din punctul ăsta de vedere, pentru un om cinstit, pragul poate fi oricât. Da? Însă organele statului care au atribuții... E mai greu să greșești la 50.000 de euro. Așa să greșești la o sumă mică, cine știe ce... 50, o greșeală de 50.000 de euro e o greșeală mare. O greșeală de 9.000 de lei e o greșeală măricică. A ieșit USR-ul și a spus liber la hoție până la 50.000. Oameni buni, abuzul în serviciu nu e hoție. Deci, poate fi. În momentul ăsta oamenii sunt manipulați pentru că, din păcate, oamenii nu știu care e conținutul normativ al infracțiunii de abuz în serviciu. La abuz în serviciu, de cele mai multe ori, prejudiciu pe care îl suportă statul, de exemplu, se regăsește în buzunarul unui terț. Nu e o hoție. E o greșeală care o face un funcționar. Dar când era ordonanța 13 pentru Dragnea, era o hoție. Când este aceeași ordonanță 13 dată de dumneavoastră, nu mai e hoție. Domnul Fenechiu, abia asta e manipulare. Haideți, domnul Fenechiu, că e foarte grav ce spune. Era legi în interes personal, era o lege pentru Dragnea. Și ce garanție avem că legea asta nu e în interesul personal al unor colegi de-ai dumneavoastră? Care e garanția că nu e folosită în interesul unor colegi de-ai mei? Da. Dom'le, eu vă spun sincer că nu cunosc niciun coleg care să fie în situația asta. Puteți să mă credeți sau nu. Nu cunosc. Da? Pe de altă parte, în ceea ce mă privește, da, niciodată n-aș vota o lege ca să scap pe cineva. Dar pragul de 50.000 de euro vi s-a părut unul rezonabil? Mi s-a părut un prag pe care mi l-a propus Ministerul Justiției, da? Mi s-a părut. Păi da, știți că ei sunt sub control parlamentar, nu dumneavoastră sub control guvernamental. Deci, ca un specialist cu 27 de ani în avocatură, nu vă învață Ministerul Justiției cum stau lucrurile în sfera penală. Deci vi s-a părut pragul de 50.000 de euro unul rezonabil? Hai să spun o chestie. Vă rog. A ieșit premierul Ciucă și a anunțat, domne, vom vota cu 9.000, da? Eu vă spun că pragul în toate țările Europei, da, la abuz în serviciu este un prag mai ridicat de 50.000. Dar nouă ne place să ne comparăm cu Europa numai în momentul în care ne convine. Da? Deci din punctul ăsta de vedere, repet, eu nu plădesc pentru pragul de 200, nu l-am stabilit eu. Da? Dar eu cred că trebuie să fim puțin mai relaxați și puțin mai analitici. A ieșit o întreagă catastrofă. E în procedură legislativă. Se duce la cameră. A ieșit președintele partidului și a spus îl facem 9.000. Da? O să fie 9.000 și toată lumea va fi fericită. Domnul Fenechiu, e o glumă, domnule, ce se întâmplă. Pentru că același om vă spunea să fie 50.000. Pare așa o situație de piață în care ne aflăm și nu e piața Victoriei. Eram în Uniunea Europeană și în 2017. E o stare de mirare și domnul acesta... Da, era o lege pentru un om. Asta, păi da, asta spuneți dumneavoastră. Asta faceți pentru un om, pentru că dacă conținutul era în regulă, chiar dacă scăpa un om de pușcărie, dacă spuneți că conținutul era în regulă... De acel om, păi nu puteți de acolo, să facem cu dedicație legile. Asta nu e un argument juridic. Că da, e un simțeați argument, dumneavoastră că beneficiază cineva. Păi și dacă legea e bună, n-are dreptul să beneficieze oricine? Îți spune Curtea Constituțională, stabilește un prag. Da, dar n-a spus 50.000. Asta e discuția. N-a spus 50.000. Da, scuze, dar n-a spus 10 milioane de euro. Pragul. Nu, stați puțin. Bun. Păi 50.000 e o sumă mare. Apropo, vă pun o întrebare. Vă rog. V-ați uitat pe o situație a abuzurilor în serviciu. Care sunt prejudiciile la abuzurile în serviciu? Ați văzut cât ar beneficia la 50.000? Dom'le, nu v-am ascultat cu argumentele astea în 2017, să-mi spuneți. Haideți să vedeți care e prejudiciul la abuz în serviciu. Haideți să vedeți că trebuie să ne racordăm la Uniunea Europeană. În 2017, partidul pe care reprezentați spunea că este o lege care permite hoția. Liber la hoție. Asta ne-a spus. Acum nu mai e liber la hoție. Permite lui Dragnea să salveze. Da, da, da. Dar nu putem să facem stare în funcție de cum este bine sau rău lui Dragnea. Nu poate să fie stare pe unul. Dacă Dragnea are acum încă un dosar care ar viza abuz în serviciu de 50.000 de euro, înseamnă că i-ați făcut lege cu dedicație? Dacă plătește prejudiciu, statul recuperează prejudiciu. Păi și așa era valabil și la ordonanța 13. Dar dacă acum ar avea un dosar
care ar viza această faptă, ar însemna că i-ați făcut legea cu dedicație? Eu cred că nu, pentru că... Nu, de ce nu? Ia, da, nu e. Domnul Fenechiu, nu are noi toată respectul. Când o face PSD-ul cu dedicație, când o face PNL-ul, e în acord cu normele europene. Da, Timotin Dragnea e președintele meu de partid ca să fac legi pentru Dragnea? A, păi faceți pentru Ciucă legi, înseamnă. Nu se face legea în PNL. Domnul Fenechiu, nu se face... Vă dau o veste proastă, Ciucă n-are nicio problemă. Nu se face... Păi știu că ați avut judecător care să blocheze investigarea plagiatului, de-aia n-are nicio problemă. Are o problemă la legea pensiilor. Acolo poate să intervine domnul Ciucă și putem să discutăm. Domnule, uite, Ciucă este beneficiarul acestei legi. Noastră veți veni acolo și veți nuanța și veți spune, dar nu e pentru Ciucă, dar nu știu ce. Sunt exact, atâtea cazuri. Sunt atâtea cazuri. Exact ce spunea PSD în 2017. Deci, sunteți în aceeași situație. Domnule Fenechiu, nu pe noi trebuie să ne convingeți, pe public. Și sigur că publicul se uită, publicul PNL-ului se uită acum mirat și nu înțelege nimic din ce îi se întâmplă. Pentru că exact pe aceeași speță îi spuneați altceva în urmă cu câțiva ani. Despre asta e vorba în toată discuția. Deci eu vă spun, da, după ce se calmează această situație, o să organizez o dezbatere și o să cer la parchet datele după ce se termine legea, da? Da, da, asta ar fi trebuit înainte, păi, nu după. Nu, dar noi o să o fac după ca să discutăm cine e de bună credință. Pentru că ce mai contează mai după? De regulă, consultările se fac înainte de a vota legea, ca să facem o lege în cunoștință de cauză. Ministerul Justiției, în momentul în care Ministerul Justiției îmi dă pragul la 50.000, bănuiesc că a făcut-o. Da, dar tot Ministerul Justiției va da pragul la 9.000 de lei. Deci bănuiesc că n-a făcut-o. Lumea și Ministerul Justiției a coborât pragul. Adică că nu se guvernează în funcție de ce părere are poporul. Dacă informația corectă ar fi dus la concluzia că pragul e la 50.000 cel legitim, ar fi trebuit să organizeze o conferință de presă și să ne explice cum 50.000 e o sumă perfect rezonabilă. Nu să se sucească. Haideți să fim serioși. Oamenii au fost foarte nemulțumiți că ați menținut în funcție oameni cu acuzații de plagiat, oameni controversați. Nu v-a mai interesat vocea poporului la Bode, la Ciucă, atunci la toți ceilalți. Nu e relevantă. Acolo nu v-a mai interesat reacția poporului. Fiecare dintre ei se află în momentul de față într-un proces judiciar care va stabili un verdict. Să deschidem subiectul ăsta? Bode nu se află în niciun proces judiciar. Bode are o decizie a Comisiei de Etică din cadrul Universității care spune... Care a atacat. Nu stabilește instanța ce să atace. Domnul Fenechiu, sunteți avocat. O instanță de judecată se pronunță pe o decizie științifică a Comisiei de Etică din cadrul unei universități. Haideți să vedem care sunt limitele competenței justiției în România. Bode a atacat în instanță. Domnule, nu mă interesează ce a făcut Bode. Pentru de a se pronunța... Domnule, dar Bode e liber să adreseze în instanță. Da, domnule, e liber să facă ce vrea, dar eu vreau să vă arăt dumneavoastră că nu vă interesează vocea românilor când sunt subiecte importante pentru partid. Eu cred că Partidul Național Liberal este un partid matur, serios, care e preocupat de vocea românilor, care poate și să greșească. Bun, putem și să greșim. Alegătorii vor... Ați greșit cu Bode, greșiți cu Ciucă. Cât mai greșiți? Nu știu, vor stabili alegătorii în 2020. Dar știți, pe alegătorii, domnule Fenechiu, pe alegătorii i-ați chemat la vot ca să vă voteze, să nu vină PSD-ul la guvernare. N-ați părut foarte interesați de situația, de părerea alegătorului, că el de-aia v-a votat, ca să nu vină PSD-ul la guvernare. Nu, în momentul când ați făcut alianța. Însă, din păcate, am făcut o alegere nepotrivită. Am crezut că putem face o guvernare cu USR-ul, care au făcut moțiune de cenzură împotriva noastră, fiind cu noi în guvern. Iar într-o situație în care România era neguvernabilă, am agreat să facem o largă coaliție ca să putem trece de pandemie, de criză, de tot ce vrea. Și ca să încheiem, să știți că o documentare superficială, așa la prima strigare, ne prezintă 10 de cazuri de primari PSD și PNL care beneficiază de pragul de 50.000 de euro în cazul abuzului în serviciu și pe care i-ați fi salvat. 10 de cazuri găsesc pe fiecare telespectator interesat de realitate pe Google, prejudiciu, sunt acolo sub 50.000, 10 de la dumneavoastră, de la PSD. E ca naiba, domnule. E clară treaba. Nu-i pentru un singur politician, e pentru 10 de politicieni ai partidelor de la guvernare. Ce se termină chestia asta, o să fac o dezbatere, pentru că în primul rând lumea trebuie să știe ce înseamnă abuzul în serviciu. Da, 2017 nu trebuie să știe. Le-ați spus în 2017 că e legalizarea hoției. Da, nu mai reluăm discuția. Pot lua înregistrările de atunci și să se documenteze. Domnul Fenechiu, mulțumim pentru interviu. Dacă doriți să adăugați ceva în încheiere. Nu știu, eu vă spun că rămân același, care când am un punct de vedere îl susțin, nu fug să dau explicații și cred că este normal ca un om politic să își susțină punctele de vedere, chiar și în ipoteza în care nu toată lumea e de acord cu el. Dar
Când constată că majoritatea vrea altceva, e obligat să replieze. Am deci cred că una peste alta, asta e treaba omului politic, să-i susține punctele de vedere, dar când constată că majoritatea populației sau opiniilor exprimate în spațiul public sunt împotrivă și apar critici obiective, se repliază, gata, am înțeles. Bine, mulțumim, pauză. Mulțumim, Daniel Fenechiu, liderul senatorilor PNL. O anchetă de nedescris a dezlănțuit pur și simplu în zona sectorului 6, unde au apărut imagini spectaculoase, o imagine cu un puternic impact emoțional, îndepărtați copiii din fața ecranelor. Două femei au fost prinse. Surprinse și apoi prinse. Furând, domnul... Lalele plantate... Tun. S-a dat un tun floral. Sectorul 6. Au furat lalelele lui Ciucu. Riscă închisoare pentru viață. Calificat. Te-i dat de lalele. Deci iată imaginile. Aici sunt imaginile cu extragerea de la lalele. Și sustragerea acestor plante. Povestea pe scurt sună în felul următor. Așa cum îi stă în caracter, gospodarul șef din sectorul 6 a plantat pentru dumneavoastră, că doar nu pentru propria ei plăcere sau pentru că achizițiile de flori la primăriile de sector sunt așa o tradiție, a plantat, ziceam, acest domn primar Ciucu niște lalele. Să vă bucurați de ele. Și în loc să vă bucurați dumneavoastră de ele... Nu, aici e un pic mai complex, domnul Zafir. Au deșins da, niște cetățence... Pe care le veți vedea după aia în piață, vânzând ralele... Nu știm, asta e o speculație. Scoate de la... Poate le-au colectat pentru uz propriu. Nu, da, poate vor să-și aibă în casă flori. Pentru consum propriu? Pentru consum propriu. Lalelele. Domnul Zafir, îl vedem aici pe domnul Ciucu. Domnul Ciucu a făcut lucrul acesta și acum asigur că dacă vor fi extrase lalelele, va părea că primăria n-a făcut nimic pentru cetățenii săi. Exact. E o palmă dată pe zona de primărie, dar... E o strategie politică. O strategie politică, dar aș vrea să întreb dacă nu care cumva ar trebui impus aici domnul Zafir și un prag. De la câte lalele începe să fie o problemă de penală? De la 50.000. Penală. De la 50. Prag, dacă dă la lelele înapoi. Prag, sau dacă dă la lelele înapoi. Dacă dă la lelele înapoi. Atunci, domnule, deci dar nu se mai pune problema, da, domnule, dar sunt, da. Deci sunt decizii ale Curții Constituționale care spun că trebuie stabilit un prag minim pentru a fi considerat buchet. Nu. Deci e decizia CCR. Nu se face primăvară cu o floare. Cu o floare, da. E scriat. Deciziile CCR sunt obligatorii. Domnule, pierdem banii din PNR dacă nu implicăm deciziile CCR-ului și în cazul... Uite, avem imagini. Nu, dar se va opune Olanda aderării României la spațiul Schengen dacă nu reglementăm problema lalelelor, domnul Buzău. Problema lalelelor trebuie exact făcută temeinic și nu așa. Trebuie să se adune din nou la Vila Lac, acolo, mai mari țări astea. Și bineînțeles, politica florală a României o face Ministerul Mediului împreună cu asociațiile de florari, pentru că ei au cele mai bune informații și ei trebuie să propună soluțiile și Parlamentul doar să le voteze în orb, domnul Zafir. Pragul trebuie să fie, în schimb, important de precizat, fără soț. Fără soț. E foarte important de menționat lucrul acesta. Că și dacă e cu soț, da, e de mort. Aș vrea să mai semnalez faptul că nu erau trandafiri. E important lucrul acesta. Deci practic erau niște hoția evidentă din partea PNL-ului. Că dacă erau trandafiri, cred că erau niște hoți. Erau doamne hoațe PSD-iste. Aici avem de a face cu PNL-ul, cu lalele galbene, nu? Am văzut câteva de acolo. Tot felul de lalele. Tot felul de lalele. E plin, da, de lalele. Bun, asta e situația. Ne întoarcem după scurtă pauză. Vom urmări acest subiect și vom reveni cu amănunte pe măsură ce ancheta va continua. Pauză și ne întoarcem în direct. Lalele, lalele, frumoasele mele.